Compania Națională de Asigurări în Medicină și-a deschis ușile pentru vizitatori cu prilejul celor 21 de ani de activitate. Aceștia au avut posibilitatea să obțină răspunsuri la întrebări ce țin de serviciile medicale prestate persoanelor asigurate, dar și să vadă cum funcționează două scări de fontă cu o valoare istorică de peste 100 de ani. Viitoarele asistente medicale de la Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pacalu au fost primele vizitatoare. Acestea au fost surprinse de noile servicii oferite deținătorilor de polițe de asigurare. Am rămas încântați cu toții de fapt că putem aici să verificăm faptul dacă suntem asigurați sau nu, cumva, și faptul că putem să ne programăm la o investigație oricare sau un control de rutină al nostru. Cumva am înțeles că ne putem ușura munca noastră și nu atât să circulăm prin oraș, dar putem face asta online. Cel mai interesant în cadrul excursiei a fost informația despre însuși site-ul CNAM și despre linia verde și biroul unde se află acea linie verde la care noi contactăm. M-a impresionat însuși clădirea în care ne aflăm și istoricul ei. În cele două decenii de activitate, reprezentanții instituției spun că au rămas mereu în serviciul societății. Că astăzi sărbătorim prin transparență și prin deschidere față de persoanele pe care îi deservim. Dorim ca populația să cunoască acest lucru, populația să cunoască ce se face cu banii lor, eforturile depuse de Compania Națională de Asigurări Medicină, dar nu numai aceasta. Și noi am vrut să auzim populația, să ne spună care sunt problemele lor. Compania Națională de Asigurări în Medicină a fost fondată pe 10 septembrie 2001.